Ce și câte nume punem copiilor noștri la botez? Aducerea în discuție a unei asemenea teme pleacă de la realitatea pe care o putem constata fiecare, oriunde și oricând, că față de tradiția românească veche și sănătoasă legată de numele de la botez, se observă o practică de influență străină, de a da copiilor noștri la botez nume cât mai îndepărtate de numele românești, în același timp un obicei și mai snob și de neînțeles de a da celor nou născuți de la 2 până la 5 sau chiar mai multe nume. Ne surprinde de fiecare dată, mai ales la botezarea pruncilor, când suntem puși în fața certificatelor de naștere, ca și la cununie, ca atât cel care urmează să primească botezul prunc sau pruncă, cât și mirii, dar în special miresele, apar trecute în aceste acte cu câteva nume, pentru care trebuie să ai mereu în față certificatul sau o notință spre a le putea pomeni, pentru a nu le omite sau pentru a nu le amesteca. Uneori, este de-a dreptul obositor și ridicol să rostești numele de la botez al unui prunc sau al unuia dintre miri, pronunțând o serie întreagă de nume. Este greu de spus de unde provine această metodă și la ce servește, dar din păcate ea tinde să se extindă. Este tot așa de greu de spus la ce servește atribuirea a tuturor nume unei persoane care în niciun caz nu va fi chemată sau strigată niciodată pe toate numele cu care este trecut în acte, ci doar pe un singur nume, de cele mai multe ori modificat și el prin tot felul de schimbări provenite din adăugarea de sufixe sau diminutive, ori pur și simplu prin părăsirea tuturor acestor nume și folosirea altuia mai intim. Situația devine și mai ridicolă și nefirească atunci când constatăm că aceste nume sunt amestecate de antroponimele românești și străine, cu totul nepotrivite, când alături de nume românești curate și îndătinate apar nume de onomastică franceză, italiană, spaniolă. Acest lucru trebuie să spunem cinstit că la început ne amuză sau ne distrează, apoi ne indignează și în cele din urmă ne îngrijorează. Dacă ne întoarcem în trecutul vieții noastre românești, strâns legată de viața religioasă sau bisericească, vom observa că numele de botez au avut o însemnătate deosebită. Vechile izvoare și documente, care sunt pisanile, pietre de pe mormânt, pomelnice, însemnările de pe cărțile de pe slujbă sau foile îngălbenite ale actelor care vorbesc de pământ și judecățile purtate pentru stăpânirea lui, ne relevă anumite nume românești de toată frumusețea, care au dispărut cu totul din onomastica noastră. Ele proveneau din calendarul creștin și erau date de preoți la propunerea părinților și anașilor în momentul în care slujitorii bisericești săvârșeau erurgia cunoscută sub numele de rânduiala și de însemnarea pruncului, când îi se pune numele. Conform indicațiilor din molitfelnic sau aghiazmatar, această rânduială este stabilit să se facă în a 8-a zi după naștere. În această zi, pruncul ar trebui să fie adus la biserică de către moașă și rămânând în fața ușilor Sfântului Locaș sau în privorul acestuia, deoarece pruncul este nebotezat. Partea principală și esențială a acestei rânduieli este rugăciunea sau molitva pentru punerea numelui. Așadar, după ce preotul dă binecuvântarea de slujbă, se rostesc rugăciune începătoare, troparul zilei sau al hramului bisericii. Apoi se binecuvântează pruncul, însemnându-se cu chipul Sfintei Cruci la frunte pentru luminarea minții și a gândurilor la gură pentru sfințirea cuvântului și a suflării la piept pentru ferirea inimii de poftele și patime trupești. Apoi se citește molitva sau rugăciunea pentru punerea numelui, care se pomenește pentru prima dată la cuvintele să se însemneze lumina feții tale peste robul tău acesta, aici se pune numele, și să se însemneze crucea unui născut fiului tău în inima și în cugetul lui. Rugăciunea aceasta este un fel de pregătire pentru botez, așa cum reiese din textul acestia în continuare, și dă Doamne ca numele Tău cel Sfânt să rămână nerepădat de el și tot așa mai departe. După rugăciune, pruncul este adus în fața ușilor bisericii sau a icoanei Maicii Domnului, făcând cu el semnul crucii și cântând troparul și condacul întâmpinării Domnului,
urmate de apolisul sau încheierea slujbei. În legătură însă cu această rânduială destul de importantă a punerii numelui pruncului, trebuie spus că de cele mai multe ori ea nu se face la 8 zile după naștere, ci odată cu sfințirea apei din rânduiala în ziua întâi la femeia la uză, sau se amână, săvârșindu-se în ziua botezului pruncului, înainte de începerea rânduielii botezului. Datorită faptului că numele se dădeau odată cu sfințirea apei din prima zi de la nașterea pruncului, aceștia s-au numit nume din apă, adică date de către preot cu prilejul acestei aghiazme speciale, pe care o săvârșea în acest moment și firește că ele erau nume de sfinți din calendarul ortodox, care în majoritate erau cele ale sfinților din zile respective sau ale sărbătorilor din acele zile. Cum aceste nume erau alese cu consimțământul părinților și al nașilor, ele rămâneau definitive, desăvârșindu-se sau întărindu-se de plin prin săvârșirea tainei Sfântului Botez. De aceea, numele care se cheamă de botez, prenumele sau numele mic, nu se dă în realitate la botez, ci prin ierurgia care îl precede, adică rânduiala la însemnarea pruncului, când îi se pune numele, botezul întărind și pecetluind și definitivând acest nume cu care persoana respectivă intră în actele oficiale și cu care se legitimează în fața oamenilor sau a societății. Acest nume îi dă expresie identității lui. Numele primite de copil la botez nu se schimbă decât în situații cu totul speciale, la o răscruce importantă din viața unor persoane, cum ar fi primirea unei înalte dregătorii, la intrarea în tagma monahală, la primirea schismei cele mari. O rânduială specială care se face pentru unii dintre monahi, când aceștia își schimbă numele pentru a doua oară, numele sau la botezul catehumenilor în vârstă. A mai existat în tradiția veche românească o practică pierdută în negura vremii, dar care astăzi nu se mai amintește, aceea schimbării numelui de botez, și anume atunci când se constată că într-o familie nu trăiesc copiii, răpuși probabil de o boală incurabilă și molipsitoare, al cărei leac nu este cunoscut. De teamă ca să nu piară toți copiii unei familii, numeroși de altfel, și să se salveze, măcar ultimul, a existat obiceiul ca acesta să schimbe numele pentru a scăpa conform credinței superstițioase. Conform documentelor, săvârșirea botezului a doua oară și implicit schimbarea numelui de botez s-au săvârșit până pe la mijlocul secolului al XVII-lea, când a fost interzis de pravila cea mare de la Târgoviște din anul 1632 sau pravila lui Matei Basarab. Tot în același loc se interzice preoților să săvârșească botezul a doua oară, celui care a fost botezat corect, precizând că cine l-ar face a doua oară îi se va lua harul. După cum se poate observa, pravila cea mare nu face altceva decât să reproducă hotărârea canonului 47 apostolic, care spune: episcopul sau prezbiterul, dacă ar boteza din nou pe cel ce are botezul cu adevărat, sau dacă nu ar boteza pe cel spurcat de către eretici, cei fără credință adevărată, să se caterisească, ca unul care ia în râs crucea și moartea Domnului și nu deosebește preoții adevărați de preoții mincinoși. În ciuda acestei hotărâri exprese a pravilei cele mari, se pare că practica de a boteza a doua oară și de a schimba numele, sau mai bine zis de a mai adăuga un alt nume, a continuat pentru motivul arătat mai sus. Însă, în taină, de teama caterisirii, dovadă fiind faptul că au existat persoane care aveau două nume, primite în cele două botezuri, amândouă fiind nume de sfinți, existând și mărturii că preotul care săvârșea asemenea botez înspăimânta sau amenința cu mare jurământ și blestem pe părinții celor botezați. Vă mulțumesc mult pentru vizionare!